Servus! Bun găsit la întâlnirea cu ideile Hacking Work. Eu sunt Doru Șupeală. Explorăm împreună informații valoroase și idei serioase pentru oamenii harnici. Ca să mergem cu toții la serviciu, nu la scârbiciu. Asculți Hacking Work! Astăzi o să vorbim despre un obicei bun, isteț și, din păcate, nu foarte des întâlnit, pe care l-am denumit pogorârea sfântului CEO între muritorii pe care îi conduce. Am folosit intenționat ironia și paralela cu sfera religioasă pentru a face contrast cu normalitatea și, din păcate, raritatea acestui gest profund uman, care face diferența între liderii inteligenți, umani și responsabili și colegii lor foarte mulți, dar mediocri. Ideile Hacking Work. Domnul Jens Ritter, Chief Executive Officer al companiei aeriene Lufthansa, a muncit săptămânile trecute ca steward pe un zbor de noapte de la Frankfurt până în Bahrain, cu oprire și în Riad și apoi retur. Directorul general al puternicei companii aeriene germane a vrut să vadă cu ochii lui cum arată munca și dificultățile oamenilor pe care îi conduce, făcând integral munca unuia dintre ei în condiții reale. A servit pasagerii atât în cabina business cât și la clasa economică și apoi a relatat ceea ce a învățat. A mărturisit că experiența ca însoțitor de zbor l-a făcut să înțeleagă provocările zborurilor pe timp de noapte, cu cerințe care vin în conflict cu nevoia biologică de somn. A fost impresionat de complexitatea gestionării dorințelor individuale ale pasagerilor și a promis să remedieze discrepanțele din meniul de bord, de care, în alte condiții, nici nu ar fi fost conștient. Am distribuit această știre în newsletterul Hacking Work și pe rețelele sociale și am fost bucuros de numărul uriaș de reacții. Mii de oameni au dat like și share și am primit zeci de comentarii și mesaje. Publicul a fost surprins de idee și a apreciat-o ca pe o minune dumnezeiască. Wow, un director general care vrea să înțeleagă în mod autentic cum arată munca angajaților săi și, cum spune românul, a coborât printre muritori la munca de jos. Există multe companii internaționale de mare anvergură în care anual cei care lucrează în birourile centrale ale companiei în poziții de manager coboară la firul ierbii. Știu și eu astfel de cazuri și mi se pare că acest model este admirabil și extrem de folositor, însă, din păcate, se întâmplă încă foarte rar. De aceea, știrea despre directorul de la Lufthansa a fost una foarte răspândită în mass media și a stârnit atâtea reacții apreciative și comentarii pozitive. Mi s-a întâmplat deseori să stau de vorbă cu directori și manageri din tot soiul de firme, mai ales din sectorul de producție, din transporturi sau din comerț din România. I-am întrebat de câte ori își părăsesc biourile elegante și se duc printre muncitorii de rând. Se străduiesc să le rețină prenumele, discută atât aspecte legate de muncă, cât și unele personale legate de familiile, problemele și visurile lor. Și, ideal, le spun cât de mult le apreciază activitatea și performanțele. De cele mai multe ori, directorii sunt surprinși de întrebare și nu prea înțeleg la ce ar folosi aceste vizite ale lor printre muritorii de rând. Răspunsul este simplu. Este cea mai puternică și valoroasă sursă de învățare și de conectare la realitatea companiei și a angajaților și poate repara unele probleme cu care oamenii se confruntă zi de zi. Despre asta e vorba în acest gest, despre dorința reală de a învăța și de a produce schimbare pozitivă, cu bunăvoință, cu decență și cu smerenie. Dacă ești ori vrei să fii manager sau dacă ai un prieten care are un rol de conducere, ține minte ideea asta. Stai mai des de vorbă cu oamenii tăi exact acolo unde ei lucrează. În mod sigur, vei avea foarte multe lucruri de învățat. This is Hacking Work. Sper că și astăzi am fost de folos cu informațiile și ideile Hacking Work. Eu sunt Doru Șupeală și îți mulțumesc că ne asculți și ne susții. Descoperă online edițiile noastre de newsletter, episoadele de podcast și articolele de blog. Să ne reîntâlnim sănătoși, voioși și mintoși și să mergem cu toții la serviciu, nu la scârbiciu. Servus!